Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Mi-a făcut tot felul de analize cu laser, mi-a băgat din gât camere să vadă și știu că m-a bătut așa pe spate și a zis: băiete, du-te acasă că nu ai ceea ce crezi tu că ai. Da. E mai calm, mă înțelege când dau sarcini de făcut, da, mă înțelege și mă ajută și e iubitor, mă iubește. Vrem prin trăirea noastră, prin faptele noastre, să arătăm oamenilor că există Dumnezeu. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Ce bine că ești! Mă bucur că alegeți și în această seară să ne fiți alături și să aflați o nouă poveste de dragoste. Haideți să-i cunoaștem pe Emma și Nicu Drăghici. Bună, dragii mei! Mă bucur că ați acceptat invitația mea! Bună! Bună! Emma, știu că recent ai născut. De cât timp ești mămică pentru a șaptea oară? De 14 zile. Wow, de 2 săptămâni. Ai un bebeluș foarte, foarte mic. Da. Și ce este? Fată, băiat? Fetiță. Fetiță. Super. Și ceilalți copii, câți băieți, câte fete? 3 fetițe și 4 băieți. Minunat, minunat. Cum este, Nicu, să ai o familie atât de numeroasă, mare? Este și puțin mai greu, dar este și frumos. Luând partea frumoasă a lucrurilor, cel mai bine este că suntem o familie binecuvântată de Dumnezeu și avem ca scop în relația noastră dragostea, să ne iubim unii pe alții, să iubim copiii, da, să iubim cu tot din prejurul nostru și este bine să fii cu Dumnezeu și tată binecuvântat cu 7 copii. Da. Foarte frumos număr. Emma, apreciez că la doar 2 săptămâni de la naștere a acceptat invitația mea de a fi în această emisiune. Cum te simți? Cum a fost de data asta față de celelalte 6 nașteri? Mă simt bine. A fost mai ușor, mai repede. Nu au fost durerile așa insuportabile. Le-am putut suporta. Păi stai cam obișnuit cu ceea ce înseamnă nașterea. Aoleu, mie mi-e frică a doua oară să mai fac. Da. Mă bucur că ești o femeie curajoasă, o femeie care este binecuvântată de Dumnezeu prin pruncii ei și că această familie vă aduce probabil mare bucurie și binecuvântare. Cum este atmosfera la voi în casă, având copii între 9 și 0 ani? Fiecare are nevoi diferite, probabil personalități diferite sunt. Cum faceți să gestionați lucrurile? Păi nu este așa liniștitor. E gălăgie, nu? Da, doar că liniștea sufletească o avem, pentru că, îi mulțumim lui Dumnezeu, sunt toți sănătoși. Minunat. Și asta este cea mai mare bucurie pentru noi, pentru că îi vedem că umblă, chiar dacă mai fac gălăgie. Deși noi stăm la apartament, stăm într-un apartament, nu am avut până acum reclamații cu vecinii. E ceva. Cât de cât așa în frâu, dar sunt copii, sunt mai neliniștiți, dar așa cum am spus, suntem bucuroși că sunt bine. 4 dintre ei merg la școală, sunt la școală, 3 sunt acasă. De anul acesta ne pregătim să meargă și Lidia, fetița a doua după Margareta, la grădiniță și atunci până la ora 12 avem așa oarecum o mică pauză. Mai liniște, o mică pauză. Da. Cum faceți voi doi
având atâția copii și atâtea responsabilități cu siguranță, să vă găsiți timp unul pentru celălalt, să mai povestiți, să vă apropiați, să aveți timp de afecțiune, să aveți timp să discutați o grămadă de lucruri care trebuie discutate într-o familie. Cum faceți? Păi majoritatea timpului suntem împreună. Doar când mai sunt plecat pe la biserici și în rest petrecem timpul împreună, de dimineața până seara. Nu am căutat să fiu plecat mult timp de acasă, tot timpul mi-am făcut programul în așa fel încât seara să fiu acasă, chiar dacă a fost mai greu de multe ori, fiind plecat la distanțe mai lungi, dar am preferat ca seara să fiu acasă, lângă familie. Și asta ne-a unit și ne unește tot mai mult. Adică avem permanență relaționare unul cu altul, ne spunem problemele unul altuia, unul altuia. Foarte bine. Ne înțelegem unul pe altul. E o mare binecuvântare ca în domeniul acesta de slujire și nu numai, să ai o nevastă care să te înțeleagă, care să-ți fie alături, care să nu spună piedici, care să... Nu-ți reproșeze că ești plecat prea mult? Nimica, da. Emma, chiar dacă nu vorbește mult, ea se roagă mult. Frumos. Ea este, așa cum se spune, un stâlp în casă care înalță multe rugăciuni pentru noi, pentru tot ceea ce noi avem nevoie spiritual. Nu doar ea, împreună. Dar recunosc mai multe. Emma, spune-mi, te rog, în ce măsură te ajută soțul tău în îngrijirea copilor, în treburile casnice, că cu siguranță ai foarte multe de făcut. Cum se implică el? Dă-ne din casă. Păi, gătește și el totodată. Oh, minunat! Mă înțelege, da. Și mă ajută cu copiii, chiar mai iesă cu ei pe afară, câțiva dintre ei. Bebelușii i-a schimbat? Ah, da, i-a schimbat și bebelușii. Știi, și pampersuri și haine. Super. Deci nu te dai înlături de la nimic, Nicu? Nu, chiar orice mi se cere, accept să fac din dragoste. Foarte bine. Avem și Margareta, fetița cea mare, deja împlinește 10 ani și foarte responsabilă și ea ne ajută foarte mult. Mm-hmm. Adică contează. Și contează. Deja încep să crească și nu simțim o greutate așa mare să ne plângem. Nu ne-am plâns, cred că niciodată, că este greu. Pentru că puternici. Îl primim pe toți cu bucurie. Da. Acum aș vrea să aflăm povestea voastră de dragoste. Cum v-ați cunoscut? În urmă cu cât timp? Cum s-a întâmplat ca voi doi să deveniți o familie? Spun eu. În anul 2005 eu mă aflam în Portugalia. Eu provin dintr-o familie de creștini ortodoxi și mă aflam în Portugalia la muncă, la o vârstă de 18 ani după ce am terminat liceu, am plecat să muncesc în străinătate. Iar în anul 2005 era asta, imediat după ce am împlinit 19 ani, m-am gândit să vin acasă, pentru că nu aveam permis. Și am venit să dau pentru permis. Între timp, soția mea a stat într-o colonie, cum se spune, în Poiana Mărului, unde s-a construit un baraj. Ea este din Moldova, din orașul Huș, și a venit acolo împreună cu familia, pentru că tatăl ei muncea acolo ca și sudor la construirea barajului. Uh-huh. Și în anul 2005-2006 s-au mutat în localitatea unde stau eu. În satul mare, am cumpărat o casă acolo și așa ne-am cunoscut. Tatăl meu, fiind profesor de matematică, m-a ajutat copiii din sat ca să facă temele la diferite activități pe probleme de matematică. Da. Și știu că soția mea chiar se pregătea pentru examen atunci.
Eu venind acasă... Ai văzut-o. Am văzut-o, dar prima dată nu i-am spus nimic. Ei a fost foarte rușine de mine când m-a văzut. Eu aveam 19 ani. Iar Emma câți ani avea? Emma avea 16 ani. 16 ani. Când ne-am văzut prima dată. Apoi a mai durat un timp, dar nu mult. Cred că după un an de zile ne-am împrietenit mai mult. Știu că mama ei mă tot certa să o las în pace, care bacul deja mai stătea, venea la ore și stătea și de vorbă cu mine în timpul ăsta. Eu v-am spus, nu eram întors la Dumnezeu atunci, eram în lume, cum se spune. Și știu că m-a invitat la biserică. Și ce, cum ai reacționat când ai primit așa o invitație? Acum, sincer să fiu, m-am dus. Pentru ea. Să fiu cât de sincer, da. Prima dată m-am dus pentru ea, că mi-a plăcut de ea, era diferită de celelalte fete și din sat și care le cunoșteam, așa. Nu am avut relații cu fete, așa niciodată nu n-am avut o prietene care să o aduc acasă, chiar dacă stăteam, eram în lume sau, cum să spun așa, mai liber. Și am acceptat să merg la biserică. Și ți-a plăcut? Ai simțit bine? Da, știu că era o evanghelizare și mi-a plăcut foarte mult și cum s-a cântat și cum s-a predicat. Deci mi-a plăcut și chiar gândul meu și mintea mea s-a deconectat de la ea în timpul acela, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are putere și a avut putere să îmi vorbească mie și să-mi transforme viața mie. Bucur tare mult! Emma, vreau să te întreb, în momentul în care ai văzut că Nicu te place, a fost în mintea ta o barieră faptul că nu aveți aceeași religie? Adică te gândeai că veți putea vreodată să fiți împreună sau ce gândeai? Mă gândeam că mă rog pentru el și țin post ca să vină pe calea cea dreaptă. Deci ai avut și tu această speranță, l-ai plăcut și credeai că poate să vină și el la Dumnezeu. Da. Ceea ce s-a și întâmplat. Da. Dar tu ai încercat să-i povestești despre asta, să vorbești cu el despre subiecte spirituale sau despre ce vorbeați? Da, vorbeam de biserică, spuneam despre Domnul Iisus, cum a venit în lume, cum a salvat lumea prin moartea și învierea Lui. Uh-huh. Și-a dat viața. Deci ați avut discuții pe tema asta. Da, am vorbea din mine, dar mai mult decât vorbea, eu am văzut o trăire a ei. Atitudine. Așa cum v-am spus. Uh-huh. Din îmbrăcăminte până în vorbire și până în trăire, mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Da. Cât a durat relația voastră? Cam 2 ani și jumătate, așa vorbeam. Dar eu mergeam la lucru, era la școală. Nu, eu stăteam acasă, ea acasă la ea, vorbeam, discutam, cam 2 ani și jumătate. Și ai mers? Foarte repede. În timpul acesta, la mine a început să se vadă schimbare în viața mea. O naștere din nou autentică, nu mai mergeam cu prietenii care mergeam, am lăsat obiceiurile care le-am avut și am început să încep o viață nouă. A fost grea această schimbare, să schimb tot mediul, toți prietenii? A fost greu pentru tine? Nu mi-a fost așa greu, pentru că eu începusem să o iubesc. Și atunci dragostea... Te-a ajutat să fie mai lină trecerea. Da, și a fost... chiar nu am simțit o greutate. Și în Portugalia nu te-ai mai întors? Nu mai m-am întors, deși... Vorbisem cu patronul meu și am spus că nu merg decât pentru maxim o lună. I-am spus că nu știu cât ține examenul ăsta. I-am spus că la noi România nu ține chiar o lună, 2-3 săptămâni. Încerc să dau cât mai repede și să vin apoi la muncă, pentru că aveam mare nevoie. Lucram într-o firmă de construcții portugheză în care eram singur român.
și mi-a plăcut să muncesc. Am muncit cât am putut și patronul sunt îndrăgostit oarecum de mine, ținea la mine și când l-am sunat și am spus, îmi pare rău, dar nu mai pot să vin, deși nu plecasem cu gândul acesta. Da. Da, da, dragostea peste tine. Da, da, așa se mutase între timp, ea nu era în satul de... Ți-a adus-o Dumnezeu fix în satul tău, la ușă, în casa ta, de fapt. Da. Foarte interesant. Și am spus că nu mai pot să vin, nu i-am dat atunci așa mare explicație, am spus că nu mai pot să vin. Între timp nici mama mea nu se simțea prea bine, i-am spus că mama nu se simte așa bine și să mă mai lase o lună sau... A, și nu l-a mai sunat, nici el nu m-a mai sunat pe mine. Și așa am început să trăim în țară. Cum a fost momentul în care ați decis că ar trebui să vă căsătoriți, că viața voastră poate să fie trăită împreună? A existat o cerere în căsătorie? A existat o discuție? Cum au avut loc lucrurile? Păi Emma era în clasa 12-a și când era în clasa 12-a, atunci, imediat după ce terminase clasa 12-a, de fapt nu terminase, că eu în timpul clasei a 12-a i-a spus, sincer, dacă vrei să termini școala și să ne căsătorim, și acceptăm. Doar că eu mai trebuia să... Eu deja mergeam la adunare. Deci începusem să merg la adunare, chiar începusem în adunarea din care făceam parte, era o adunare mai micuță și surorile de acolo și frații, iar mă puneau, și nu eram botezat, să încep cântările, le plăceau cum cânt. Uh-huh. Mi-a plăcut să cânt pentru că mama mea este la oastea Domnului, eu am crescut oarecum până la vârsta de 12-13 ani, m-am mai dus mama cu ea la... mișcarea aceasta credincioasă, Oastea Domnului, mi-a plăcut foarte mult acolo și acolo mi-au plăcut cântările și de acolo oarecum se trage și așa darul acesta de a cânta. Ai în măsura când ai dat-o Dumnezeu. Mai cântam acolo, i-auzeam pe ei cântând și mi-a fost ușor să vin în biserică și să încep cântările. Chiar dacă nu le cunoșteam, le-am învățat și mai începeam cântările, începusem să merg la biserică. Probabil că m-a văzut lucrul acesta. Și i-a plăcut. Da, și așa, până la începutul clasei a 12 am cerut-o în căsătorie și mulțumesc lui Dumnezeu că a acceptat. A terminat clasa 12 și ne-am căsătorit în anul 2009. Ce bine că ești în viața. Mi-a făcut tot felul de analize, cu laser, mi-a băgat din gât cameră să vadă și știu că m-a bătut așa pe spate și a zis, băiete, du-te acasă că nu ai ceea ce crezi tu că ai. Da, te-a liniștit. Am făcut căsătorie în 2010. Am avut o infecție la măsea, de la măsea mi s-a tras aici la gât și am avut un gambilon plin cu pungă cu puroi. Ce bine că e! Emma, orice fată visează la ziua nunții, cum a fost pentru tine să se împlinească aceasta? Ce ai trăit? Cum ți s-a părut că a ieșit nunta? Au fost momente frumoase la nuntă, cu emoții. M-am bucurat de acea zi, cea mai specială zi din viața noastră. A ieșit totul așa cum ai planificat sau au fost și probleme? Da, nu au fost probleme. Am avut o nuntă simplă, pentru că nu am vrut să ne complicăm așa mult. N-am făcut multe invitații decât frații din biserică și neamurile apropiate, verișorii mei, verișorii ei, frații mei, frații ei, au fost o nuntă simplă. Dar între timp eu am avut foarte mulți prieteni
din sat, cunoștințe, băieți, pe cu mine și nu le-am făcut invitație, dar tot au venit. A vrut să te vadă mire. Da, mi-au spus să Nicu, ești prieten nostru, rămâi prieten nostru. Eu m-am bucurat că au venit, sunt prieten și acum cu majoritatea dintre ei care sunt acolo. Nu, n-am avut niciodată diferență din asta, doar că am început să trăiesc altfel. Foarte bine. Diferit față de ei, dar prietenia a rămas și m-am bucurat că au venit. Au venit, n-au stat, au stat puțin și, da, și au venit. Nicu, i-ai făcut vreo dedicație muzicală în ziua anunții? Atunci nu eram chiar așa implicat în, în slujirea cu muzica, dar cred că mă auzea cântând acasă și da, îi făceai dedicații acasă. Da, da. Eu am început să cânt prin mai mult așa să mă implic în slujirea cu cântarea din anul 2016. Am înțeles. Am avut amândoi o încercare, o să spun eu prima pe mea și după aia, dacă vrea Emma să o spună și ea pe ei. Am fost diagnosticat cu o boală puțin mai rară care o fac copii, nu știam atunci ce este, se numește mononucleoză infecțioasă, începusem să-mi crească ganglionii la gât. Era născută Margareta și era însărcinată cu Filip și am trecut prin câteva clipe așa mai grele, pentru că eram pregătit oarecum. Știam orice s-ar întâmpla, suntem în mâna lui Dumnezeu, dar știu că l-am rugat pe Dumnezeu să mă las, deja trecuse vreo 3 luni așa de chin, de gânduri, de frământări, până la un moment dat încât îi cerusem să mă las doar să-mi văd băiețelul, știam că este băiat, cel care se va naște, Filip, este al doilea copil, este băiat, și cerusem lui Dumnezeu doar să mă lase ca să pot să-l mai văd și apoi nu mai rezistam și presiune și nu găseau medici, nu găseau diagnosticul. Și acolo, în încercarea aia, Dumnezeu m-a pregătit oarecum pentru lucrarea care urma să o fac și mi-a dat un dar de a scrie. Atunci am început să scriu. Scriam poezii. Poezii despre viață, despre tot ce mi-aduceam aminte din Biblie, iar apoi poeziile s-au transformat în cântări. Ce frumos. Și am început să le cânt prin adunări, la frați, în biserică, peste tot, da. Și așa am început slujirea mea mai cu pasiune pentru Dumnezeu în slujba aceasta. Și cu sănătatea cum s-a rezolvat? Cu sănătatea s-a rezolvat în timp. Eu când m-am dus la medic și mi-a spus așa, Nicu, pentru boala care tu o ai, nu există medicament. Ea se face de obicei la copii, dar dacă o fac adulți este mai gravă. Să nu te sperii. Da, eu credeam că am fel, când te gândești, na, da, fel și fel de diagnostic, dar nu a fost un diagnostic care să mă sperie. Știu că am fost la Timișoara, nu i-am spus nici ei, nu am spus la nimeni, am căutat un medic care era un medic recunoscut în ORL și m-am dus la el, chiar l-am găsit în cabinetul privat, mi-a făcut tot felul de analize, cu laser, mi-a băgat din gât camere să vadă și știu că m-a bătut așa pe spate și a zis, băiete, du-te acasă că nu ai ceea ce crezi tu că ai. Dar liniștit. Atunci așa de mult bine m-am liniștit așa oarecum, da, și am plecat așa de bucuros acasă și din clipa aia chiar te-ai și vindecat. Da, m-a făcut să trec, nu mai mă gândeam. Și cu timpul, vreo 3 luni de zile mi-a ținut infecția asta în corp, în mine și începuse să se retragă ganglionii de la gât și atunci nu am mai începusem să trăiesc altcumva oricum cu Dumnezeu. Da. Începusem să studiez mult mai mult Scriptura, să mă apropie oarecum mai mult de Dumnezeu. Da, iată că prin anumite încercări sau momente mai dureroase, Dumnezeu ne apropie de El și ne face să ne redescoperim cumva. Așa e. Emma, știu că și tu ai avut o experiență mai dureroasă după căsătorie sau când ai avut problemele de sănătate. Da, după căsătorie în 2010 am avut o infecție la măseagră, măseagră mi s-a tras
aici la gât și am avut un gabilon plin cu puroi, o pungă cu puroi, mi-a spus. Wow! Și am fost la orele, mi-o mă tăiat, mi-a scos puroi. Da, și mi-a spus că suntem norocoși, că nu s-a dus puroi, da, la cap sau în corn. Da. Și a trebuit să fac un tratament mai îndelungat. Pastile, da. Da. Și cum a fost în așteptarea primului copil? La... V-ați dorit să aveți repede copii sau să mai așteptați? Cum a fost? Ne-am dorit repede. Dacă am avut infecția asta, au zis că n-am voie să fac copii până iau tratamentul. Și după în 2012, când ce-au văzut Margareta. Deja trebuie să așteptați puțin. Da. Păi dădea câte 12-13 pastile. Wow. Trebuia, da. Deci a fost o infecție... 4 seara erau pastile diferite care le lua și asta le-a luat timp, cred că de aproape un an de zile. Un an de zile? Vai, ce mult! Da. Aproape. Mamă mie, bine că ai putut să te vindeci. Da. Și cum a fost la aflarea veștii că veți fi părinți? M-am bucurat foarte mult. Cât aveați? 20 de ani? Nu erați... Adică erați foarte tineri, nu? Eu 19 ani. 20. Nu. 19 cu am căsătorit. 19 cu trebuie. Da. 23. Da. Nu ați avut teamă că nu o să știți poate ce să faceți, cum să creșteți copilul, cum au la început părinții, mai ales mai tineri fiind, cum a fost? Nu, că eu am fost obișnuită cu frații mei, am crescut frații mei mai mici și Nicu. Știai despre ce e vorba. Da, da. Nicu, tu ce ai trăit? Știu, mi-aduc atât de bine aminte că eram sus la etajul 7, pe hol, când am dus-o pe Emma și mă gândeam, nu venea așa oricum să cred. Ce bucurie mi-a dat Dumnezeu să trăiesc și ce har este peste mine să fiu tată. Am avut foarte mari emoții, știu că am stat acolo, era pe hol, nu era nimeni și plângeam de bucurie. Da. Când a trecut cu fetița pe acolo, pe hol, tot stăteam la geam și am spus, vă rog frumos să-mi arătați. Era geamul deschis, acolo unde făceau vizita, mi-a arătat-o și a fost un sentiment care îl trăiește un tată care iubește de nedescris. Deci, te-a foarte copleșit. Mare. Da. Foarte frumos. La cât timp a venit al doilea copil? 2 ani. 2 ani. Și v-a fost greu, nu știu, să adauge familiei câte un copil? Cum făceați față noilor responsabilități? Adică de-abia era un pic mai mare primul și aveați un nou bebeluș. Cum a fost pentru voi asta? La mine bucuria care o simțeam a rămas în euforia asta. Eu lucram atunci în construcții, mergeam și făceam interioare, lucram în construcții, iar studia la casă cu copilul și atunci stăteam la părinții mei. Și era oarecum mai ușor, era mama acasă. Mama ei, soacra mea, iar ne-a ajutat și ne ajută și acum foarte mult când... Foarte bine. Când avem nevoie, avem un sprijin, oarecum. Da. Nu am fost singuri, am avut sprijin și ajutor când am avut nevoie. Mici, că niciodată n-am apelat la lucruri mari, dar când am avut nevoie sau poate m-am fost plecat undeva sau... Da. N-am avut nimic, părinții. Ce bine că e! Da. E mai calm, mă înțelege când dau sarcini de făcut, da, mă înțelege și mă ajută și e iubitor, mă iubește.
avem prin trăirea noastră, prin faptele noastre, să arătăm oamenilor că există Dumnezeu. Ce bine că ești în viața mea. Aș vrea să vă întreb și despre relația voastră, care deja de 12 ani sunteți căsătoriți. Bănuiesc că ați întâmpinat și dificultăți. Poate ați avut anumite discuții, certuri. Care ar fi problemele pe care voi le-ați întâmpinat și cum faceți să le depășiți? Nu ne aducem aminte să fi avut vreodată probleme mari sau... Nu am avut niciodată nevoie de sfatul cineva, pentru că ne-am înțeles, ne-am completat. Eu nu mi-aduc aminte să-mi certa vreodată pe Emma în așa fel încât să fie avut nevoie de ceva. Consiliere sau ceva așa, nu. Dacă au mai fost așa... Lucruri mărte. La copii, ea a vrut să pedepsească pe unul, eu le-am mai ținut partea ca și tată. A, da, ea este mai dură. Da. Așa, dar în rest așa nu am avut gând să... N-aș fi zis. Mai... Da, este o fată care nu te prea poți certa cu ea. Ea își respectă. M-a respectat totdeauna. Citește foarte mult din Biblie. Se roagă, așa cum am spus, foarte mult și asta a ajutat-o să fie o soție model pentru mine. De cum am cunoscut-o, nu s-a schimbat. A rămas așa credincioasă Domnului. E mare lucru, pentru că te mai schimbi în timp, te mai obișnuiești cu partenerul, îți permiți poate mai multe, îți mai pierzi din respect, adică se mai întâmplă la familie chestia asta. Nu mai ești ca în tinerețe, ai capricii mai multe, se poate întâmpla. Dar e minunat dacă Emma a reușit să-și păstreze caracterul și simplitatea exact așa cum ai cunoscut-o. Da. Ne-a ajutat asta să ne înțelegem bine, pentru că nu am venit... Am venit dintre familii modeste. Tata lucra singur, era profesor, dar noi mai aveam 5 frați... Nu era oarecum, am fost modești. Emma, părinții ei, mi-aduc aminte când a plecat de acolo, din colonia unde stătea ea, acolo aveau case de carton, nu erau case făcute, deci era case din astea făcute de carton și acolo la ei a cumpărat un patron toată zona aia și știu că ea s-a mutat la mală recum forțată să plece de acolo, pentru că cumpărase zona de acolo, s-a terminat de construit barajul și apoi a trebuit să plece undeva. Fiind de mulți ani în Banat, cum se spune, din Moldova, a rămas în Banat. Și știu că a ajutat ca să cumpere casa acolo, în satul unde stau eu, o familie de credincioși de la Suceava. I-a ajutat pe ei. Eu nu cunoșteam atunci, eram în Portugal, dar mi-a spus, a ajutat-o să-și cumpere casa acolo. Da. Și n-am avut, deci am trăit modest și n-am avut de ce să ne certăm. Corect. Pentru că totdeauna când am avut, ne-am bucurat, când am avut, vine. Când am avut, am știut că a fost și mai rău. Da, exact. Da. Și să vă bucurați de ce aveți. Da, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că niciodată nu ne-a lăsat să ne lipsească pâinea sau la copii, să aibă nevoie de ceva. Au avut și am avut totdeauna tot ce am avut nevoie pentru ei și pentru noi. Emma, aș vrea să-mi spui și tu ce apreciezi la soțul tău. El în repetate rânduri deja ne-a spus că i-a plăcut din prima... Te-a văzut ca o fată specială și cu caracter. Dar aș vrea să știu și tu ce apreciezi la el. Ce te-a făcut să vrei să-l ai de soț? Și în continuare vezi acele trăsături în el. Mi-a plăcut că era frumos, cu ochii albaștri. Da. E mai calm, mă înțelege când dau sarcini de făcut, da, mă înțelege și mă ajută și el...
iubitor, mă iubește. Deci simți afecțiunea lui, da. Ți-o declară, ți-o arată, nu este reținut. Nu, și credincios. Acum îmi place că cântă, are Duhul Sfânt în el și compune poezii, cântece, care îți alinie inima. Plac cântările. Da, mă bucur că îl susții. Da. Noi avem și un așa fel de concurs în casă, adică care spune primul te iubesc. Nu cred că trece un film, ca eu am zis primul. Deci nu spun ce acum. Care de 12 ani, chiar cuvântul acesta, te iubesc, nu a lipsit de la noi din familie. Mă bucur că vă declarați dragostea în fiecare zi și o întrețineți. Este important să o întrețineți chiar dacă aveți griji, probleme, treburi de făcut, copii de crescut. Dragostea între voi mereu trebuie să existe și să o întrețineți. Am întreținut-o pentru că ne-am completat unul pe altul și nu niciodată nu ne-am văzut unul mai presus ca altul sau unul mai credincios ca altul sau unul mai deștept ca altul. Totdeauna ne-am văzut așa cum suntem și e important să fii aproape totdeauna și să nu stai departe de soție. Adică niciodată, știu că am fost odată invitat la o biserică în Viena și am avut așa din inima mea să le spun tinerilor care sunt căsătoriți și tinerilor care erau acolo, dacă sunt departe de soțiile lor sau de soții lor, să facă tot ce știu ei mai bine și să se apropie de ei. Pentru că o relație la depărtare niciodată nu este ca o relație în care ești zi de zi cu partenerul și te înțelegi, mai ales dacă te înțelegi, este mult mai ușor să treci peste dificultăți. Da. Eu când am avut dificultăți, totdeauna am simțit în ea un ajutor, în copii mai ales. Când e singur sau dacă ești plecat, e mai greu să treci peste probleme. Dar așa, împreună, în trei, da. Cum se spune acolo, că pune am plătit în trei, între noi și Hristos, am trecut peste toate lucrurile foarte ușor. Da, așa este. Chiar nu e recomandat să stea tinerii căsătoriți și nicio familie la distanță din cauza jobului sau a banilor. Da. La urmă, asta se rezolvă cumva, dar relația mai greu o repar dacă se strică. Ce sfat aveți pentru alte familii care poate urmăresc această emisiune? Din ceea ce voi ați experimentat în 12 ani de căsnicie, care sunt ingredientele care fac o relație să meargă? Ce sfat ați da tinerilor care vor să se căsătorească? Spun eu că aseară am trăit lucrul acesta. Veneam de la o biserică cu un băiat mai tânăr, undeva la 20 ceva de ani, și vorbeam chiar despre familie. S-a ținut acolo o predică care a fost în dreptul acesta a familiilor. Și i-am spus că nu se compară dragostea la 19 ani, la 20 de ani, până la 30 de ani, cu cea de la 30 de ani încolo. Și am spus-o pe propria experiență. Da. Și i-am dat un sfat. Zic, dacă ai o prietenă, căsătorește cu ea mai repede. Nu știu dacă e un sfat tocmai bun pentru toți oamenii, dar pentru mine a fost. Adică dragostea care am trăit-o, părtășile care am avut împreună în familie, de tineri crescând, au fost mult mai intense. Așa, bun. Da, și nu aveam chiar așa multă cunoștință nici despre dragoste, nici despre familie, dar am făcut față și ne-am bucurat de vârsta asta fragedă care ne-am cunoscut și care am trăit-o împreună. I-aș sfătui pe tine ca să înceapă o familie, nu doar o relație, o familie cu partenerul sau partenera încă de tineri, pentru că este o binecuvântare asta. Da. Probabil după 30 devenim puțin mai maturi, mai vedem lucrurile mai rațional, iar până atunci suntem mai
visători, mai exuberanți, e o altă etapă pe care o trăi mai intens în tinerețe. Și de aceea... Nu știam ce să aleg grijul sau ce să... Eram îndrăgostit și atât. Da. Da. Fiecare etapă a vieții este foarte frumoasă și merită să o trăiești în doi cât mai de vreme. Da. Emma, tu ce gândai pentru fetele care se gândesc așa la un soț? Din ceea ce tu ai făcut pentru a alege un soț alături de care să fii fericită? Să fie credincioasă, să se roage pentru parteneri, să iubească, să învețe să ierte. E de iertat mult într-o căsnicie, nu? Da, trebuie să avem capacitatea asta. Și cum vă gândiți pentru voi în continuare să arate familia? Vă mai doriți copii sau vă bucurați de cei 7 pe care îi aveți momentan? Niciodată nu ne-am pus o limită. Gând. Da, o limită, să zic așa. Nici măcar nu mă gândeam, mai ales eu, nu mă gândeam să am atâția copii. Dar niciodată, când a venit al cincilea, de exemplu, nu ne-am gândit că, băi, ce să facem sau... Nu, asta nu știm, n-a depins niciodată de noi. Eu știu un singur lucru, că sunt foarte responsabil. Adică, dacă am 7 copii, trebuie să fiu responsabil pentru 7 copii. Dacă am un copil sau 2 copii, trebuie să fiu responsabil pentru 2 copii. Automat responsabilitatea crește. Da. De la un copil la 2, la 3, la 4, crește responsabilitatea. Și da, asta depinde de fiecare persoană în parte. Acum la noi în continuare începe oarecum o etapă nouă a vieții. Noi de aici din județul Caraș-Severin, de unde stau eu, din Oțelul Roșu, ne vom muta în Dobrogea pentru un timp acolo, pentru o misiune, și nu știm, pentru că este un necunoscut. Da. Merg într-un oraș care nu-l cunosc, l-am vizitat doar de ori, de 2 sau de 3 ori. Vom începe acolo lucrare nouă, copiii vor începe o altă școală, soția un alt nivel de cunoștințe și eu la fel. Alt mediu, complet. Dumnezeu va hotărî lucrul acesta și va fi bine. Oriunde mergem, cu El este bine. Din ce îmi dau seama, sunteți niște oameni credincioși care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu să faceți orice vă cere, chiar dacă vă este inconfortabil, poate chiar dacă trebuie să o luați de la zero. E de apreciat faptul că aveți această tărie să mutați o întreagă familie, copii care merg la școală, într-o altă locație pentru a ajuta oamenii. Suntem aleși pentru asta și nu, adică simți prin felul în care ești în familie. Adică am simțit că am o nevastă în care pot să fac lucrul acesta și care nu merge. Sunt relații și relații, da. Dar că suntem aleși pentru scopul acesta, Dumnezeu cred că ne va da biruință, așa cum a spus sorunea. Și ne-am pus la dispoziția Lui, eu am simțit lucrul acesta, deși am terminat o facultate chiar aici în oraș și aici un job oarecum destul de liber și e bun, deci nu... Am timp să merg în lucrare mult, dar cred că am o altă responsabilitate mai mare. Sunt oameni care au nevoie de Dumnezeu, sunt oameni care sunt în lumea aceasta singuri și singurătatea este poate unul dintre cele mai grele lucruri care le poate simți un om. Și atunci am simțit că trebuie să mă duc acolo unde Dumnezeu are nevoie de noi. Dumnezeu a avut un timp nevoie de noi aici. Cred că ne va folosi și acolo și sperăm să ajutăm cât mai mulți oameni să treacă peste greutăți.
sunt greutăți care oamenii nu pot trece singuri peste ele. Nici eu poate nu puteam trece singur peste greutățile care le-am avut dacă nu era Emma lângă mine, sau invers, sau poate un părinte. Și atunci am ales să mergem și să fim, în primul rând, eu nu sunt un vestitor al Evangheliei, chiar așa de iscusit, dar vrem prin trăirea noastră, prin faptele noastre, să arătăm oamenilor că există Dumnezeu. Și chiar dacă te simți singur, nu ești niciodată singur, că ai pe cineva aproape. Foarte frumos. Pe Dumnezeu în inimile oamenilor acolo. Da. Adică să nu mai simtă singurătate. Da. Și nu numai singurătate, poate problemele care le întâmpină comunitatea din orașul respectiv. Cât Dumnezeu va voi, nu știm. Dar ne-am este nevoie fie fizică, emoțională, spirituală, de îndrumare, de a vedea un model, de a vedea că se poate trăi și altfel. Nu este doar un basm că există oameni buni. Chiar se poate, când îl ai pe Dumnezeu, să trăiești în pace, să nu te ceri toată ziua, să ai o viață echilibrată. Și cred că e împlinitor pentru voi să puteți ajuta semenii voștri și să îi aduceți mai aproape de Dumnezeu. Asta este scopul și chemarea. Mă bucur că nu faceți doar acest lucru. Da, nu doar într-un oraș anume, asta a trebuit să trăim permanent lucrul acesta, oriunde ne-am aflat, și la servici, da, și într-o călătorie cu trenul, și într-o călătorie cu mașina, și oriunde am fi, ar trebui să se vadă noi această lumină care am primit-o de sus, de la Dumnezeu, da, să reflecte în noi. Nicu, Emma, mă bucur că am povestit în această emisiune despre voi, despre relația voastră și despre chemarea pe care voi ați primit-o și acționați ca atare. Mă bucur că sunteți o familie unită. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare și în mutarea pe care o aveți de făcut. Vă mulțumim și la fel vă dorim și dumneavoastră și tuturor care ne ascultă și ne vor asculta de acum încolo. Emma, îți doresc nopți cât mai odihnitoare. Știu că la început este mai greu cu bebelușul, dar sper că vei putea să te odihnești cât mai bine. Chiar îi spuneam, zic, să vezi acum, aseară au dormit așa și așa, am făcut cu turele aseară. Și eu. Cu scumbul, cum ar veni. Da. Da, pe la 1:30 a dus Emma fetița și a zis, hai, da, să facem un schimb un pic, așa, să mai stai. Să se odihnească și ea. Da, și am zis, o să părem poate obosiți, dar e de înțeles. E absolut de înțeles, da. Și mă bucur, din nou apreciez că ați acceptat invitația de a fi în emisiune în această condiție, ca proaspătă mămică și tătic. Vă doresc multă răbdare și înțelepciune de sus. Mulțumim! Încheiem aici emisiunea noastră. Familia Drăghici ne-a inspirat cu experiența lor și sper că vă ajută și pe voi, cei de acasă, să vedeți cum trăiesc niște oameni simpli, dar cu mare dragoste față de Dumnezeu și față de oameni din jurul lor, cum își trăiesc viața. Sunt Ramona Drăvășan și vă dau întâlnire și duminica viitoare de la ora 19 pentru a afla o nouă poveste de dragoste. Acum rămâneți pe Așteptă TV, deoarece veți putea urmări emisiunea Spune-mi cum cu Antonia Fudulu. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.